acum mai departe și vorbim despre Cristi Borcea, care s-a refugiat cu Valentina Perinel, iubita lui, alături de un celebru om de afaceri. Bine știm cu toții că de când a ieșit din închisoare, Cristi Borcea a chemat toată presa la noul său club sportiv, acolo unde a fost o mini-petrecere organizată de Patrick, fiul său, acolo unde a putut să-și vadă toți prietenii apropiați. Am fost și noi alături de el în acea deci seară. Deci acum s-a inventat petrecerea de după jail. Corect? Măi, e normal, e un moment foarte tare, îți dai seama. Să stai închis un om cu banii lui, cu viața lui. E teribil. E foarte rău. Și atunci normal că dai o petrecere și te bucuri să-i vezi pe toți. Și vezi pe toți odată, nu-ți mai face fiecare vizită acasă, știi? Chiar este, aduceți-vă aminte ce declarație a făcut atunci în acea seară. După câteva ore după ce a ieșit, după ce a fost eliberată, spunea că a trăit clipe de spaimă. A fost în aceeași celulă și cu Victor și spunea că le era frică efectiv să meargă la baie, la toaletă, de frica șobolanilor, a gândacilor și a tot ce era pe acolo. Ei, trebuia să spele dușumelele și podeaua pentru a putea primi o permisie să-și vadă copii. Sunt clipe grele, să fim serioși, nu cred că contează cine ești. Dar legea este pentru toți. Exact. Nu doar ei fac chestiile astea, exact. Și au făcut, fac toți prizonierii din România. Eu cred că ei ar trebui să fie mulțumiți că au fost în București. Nu vreau să mă gândesc ce este în afara Sunt Bucureștiului. Niște condiții. Exact. Și cred, de fapt nu cred, știu din surse sigure, că ei au fost un pic privilegiați acolo. Au fost. Chiar dacă se plâng acum că greu e pentru toată lumea, dar au fost și privilegiați. Bine, până la urmă să fim serioși, dacă suntem realiști, n-a fost închis pentru vreo crimă, Doamne ferește, n-a fost un pericol de acolo toți sunt al societății, egali. Adică... Dar toți sunt egali. Toți sunt egali acolo și clar... Nu există ce-a făcut ăla, ce-a făcut ăla, nu. Prin aceleași momente. Doar că prin numele lor, sigur, au fost vrând nevrând privilegiați. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Dar au spălat, probabil la fel ca ceilalți, n-au spălat poate 8 ore, poate 6, dar tot au fost acolo. Din Așa păcate, este. Iar eu sincer sper ca fizic și psihic să-și revină, pentru că nu e ușor să vii chiar de acolo, să reintri în viața normală. A recunoscut normală. Public că ia 4 feluri de medicamente diferite, 4 pastile. Și el era și bolnav. Așa este, a trecut prin acele bypass-uri, probleme cu inima, acum trebuie să ia aceste medicamente zilnic, în fiecare zi trebuie să le ia. Spunea că va avea nevoie și de câteva ședințe și terapii la psiholog. Sunt convinsă că face. Acum mă cert e că se află într-o altă vacanță alături de Valentina Perinel, iubita lui. Și vă spuneam și de un celebru om de afacere. Ei bine, vă spun, este vorba despre Nicușor Stan și partenera lui de viață. Au plecat în Italia, la Capri. A, bun. Superb. Pe insulă, da, frumos. Superb. Sudul Italiei se știe că este extraordinar de pitoresc, la Terra Rossa. Poate au fost și prin Sicilia. Bine, ei sunt în Napoli, Capri, dar toată zona aia este minunată a Italiei. Minunată, atâta liniște. Bani să ai să ajungi acolo. Noi, na, mai așteptăm, poate. Te-am adus la Divertiland, nu te plânge. Nu mă plâng. Nu e te aceeași plânge. Apă cristalină. Corect, în degrade. Îmi văd oja. Așa e. Îi pupăm și le dorim vacanță, vacanță plăcută. Poți să spun doi? Și o bombă? Mai avem o știre și spui bomba. Să stăm așa în suspans, cu sufletul la gură. O fi însărcinată? Nu, nu-i de mine. Ah, nu cred, avem o bombă. Da, ultima știre este despre... Spune-ne că nu mai ce la nimeni.